Gradul ăsta de, în 3 ani de zile v-ați certat vreodată rău? Ne-am certat înainte să nasc. Deci, a fost acea perioadă, perioadă de glorie a femeii în care, nu știu, după 5 luni de zile, ceva de genul, sau între 5 și 9 luni în care se accentuează. Mamzila. Pornește ușor. Mamzila, da. Da. E... În perioada sarcinii. Da. E dezastru, da. Atunci v-ați certat. E, da. Din cauza pe ce? Hormonilor. Da, rău. Da, rău. Da, pe întreabă pe ea, te rog. Pe ce motive? Ce, nu știu. Deci hormonii o luaseră în raza. Asta înțeleg, dragă. Da? Și fiind și la prima sarcină, el, tătic fiind, nici el nu știa cum să gestioneze și nici eu nu știam. Și pe mine mă apucau nervii, crizele și atunci el, dacă îmi răspundea, atâta trebuia. Fac, e așa război. Da, da, exact. Știi? Și presupun că nu. Apoi, după ce am născut-o pe Elea, ne-am calmat instant. Deci parcă cineva a apăsat așa butoanele, ne-am calmat instant, de atunci nu am mai certat deloc. Dar cred că a fost benefică perioada aia, pentru normal, că atunci... scoate un pic. Exact. Am scos tot, s-au rezolvat, după care ne-am calmat și treaba e bună. Și primele luni nu au fost stresante? După naștere? Da. Nu. Depresia de după naștere? N-am apucat să fac depresie pentru că am început imediat filmările la Te Cunosc. Pe cuvânt, pentru că eu cred că femeile intră în depresie după naștere și pentru că stau acasă, nu au ce face, nu sunt ajutate, soțul nu le ajută și ele, săracele, nu fac față. Nopți de dormite, alăptat și așa mai departe. Eu la 3 săptămâni am avut un concert, am început la o săptămână Te Cunosc de undeva. George, nu că m-a sprijinit, a preluat foarte multe lucruri și eu am putut să-mi fac treaba și atunci eu n-am avut când să intru în depresie, am fost foarte liniștit. Ce au zis? Presupun că aveai și tu gașcă de băieți, te-ai ieșit la bere, la munte, la mare. Ce au zis când au aflat că te-ai cuplat cu Andreea? Păi ție, am băut, cred. Nu știu, nu mai amintesc. Dar nu m-am, wow, ce ai făcut, ce... Normal. Am stat probabil la de obicei, la bere, na, nu, că ai devenit tătic. Că am devenit tătic? Nu, nu, și asta că ai devenit tătic era deja... La început, era, nu, la început, când le-ai zis, bă, da, știți cu cine m-am cuplat? Cum fac băieții? Știi cum ăla cu care... Da, nu, nu sunt genul de om care să merg să... Nu sunt genul de om care să merg să fac lucrul ăsta. Dar i-am cunoscut. Nu mai țin minte cum, dar oricum am introdus-o pentru că ea... Venind foarte mult, eram în anul 3 la facultate, la UNATC și aveam piese foarte multe și atunci ea tot a venit. A venea la teatru, da, tot a venit la teatru, a făcut cunoștință odată cu 2-3, odată cu 2-3 și... Cred, nu. No. Da, am, că reacția a fost, în sfârșit, mă! Pentru Andreea. În sfârșit m-a găsit băiatul potrivit. Da. Da, deci a fost firească cumva împrietenirea ei cu gașca ta. Da, firească, normală, ușoară, nu știu. Acum te mai duci? La teatru? Da, normal, când are piese sau și când filmează pentru filme sau... Adică vă susțineți apare acolo, în actele artistice, din spatele, la concertele ei? Din spatele camerei, o vezi că vine. Și am fost la a filmat la un film indian și m-am dus acolo pe set și vreau și eu să dansez acolo și m-au dat afară. Au zis, nu, nu! Da, are vreo nu, piesă... să vină Iulia Vânt! Da, da, nu! Noi băiau o întrebare, Andreea, are vreo piesă în care trebuie să se sărute? A, se sărută tot timpul. A, mi-a luat ăsta întrebările, măi, nebuna ta. Și nu mi-a spus, m-a chemat la premiera unui film, am mers în sală, era avanpremiere. Cu toți actorii și cu producătorii. Așa. Și stăteam eu frumos și mă uitam la ecran, pac, și începe și se pupă. Și tipul care se pupa era în spatele meu. Și ea săraca. Și am început să râd și eram sigură de nebună în sală, râdeam. Măi, e funny, dar asta este meseria. Cred că râdeam isterica, încercam să maschez. Asta e meseria, frate, este actor. Nu m-am întâlnit cu ea acolo. Și să scap de acasă e foarte ușor când ești actor. Corect. Am repetiții. Trebuie să plec, mă trez cu producătorul. Dau casting. Așa zici? Eu zic să nu întorci chiar toate cărțile astea, voiam să zic. Și când ești cântăresc, cred că poți să faci așa. Ai văzut Maria... cum o cheamă, Maria Constantin, care pleca la repetiții dacă azi și-a venit cu capota în 2. Acum devoalăm toate chestiile astea așa? Păi nu, dar au fost în direct, adică nu mai sunt devoalate, le-au devoalat protagoniștii. Da, adevărul e că întotdeauna și eu am fost fascinat de întrebarea asta. Bă, cum suportă partenerul sau partenera scenele de sex? Știi că tot întreba, pe Vârciu, pe nu știu ce. Și uite că oricât... Păi stai, tu l-ai întrebat pe Vârciu, dar păi și l-am întrebat... A, da. Asta e pe roast-uri. Exact. L-am întrebat pe Vârciu, dar uite, fără să vrei, după o perioadă tocmai am aflat că a divorțat, știi? Adică eu cred că partenera totuși suportă greu. Sau partenerul, știi? Depinde foarte mult în ce stadiu este relația lor și depinde foarte mult ce, nu știu, ce lucrează. Ce... Sunteți geloși? Voi doi? Nu, eu nu. Sunt. De ce să fii gelos? Pentru ce? Cu ce să fiu gelos? Cu ce mă ajută gelozia? Păi se zice când iubești mult, ai și... Ai, Dane, nu cred în chestia asta. Trebuie să fii gelos dacă iubești. Nu. Nu, nu. Afectează trebuie gelozia. De cum ar fi ea să fie geloasă în momentul în care eu am filmări și mă sărut sau am o scenă de sex? Sau eu dansez cu Petrișor.
Păi stai, mă, că tu cu petrișor ești de mult, da, exact. Mă, nu se mai... Sunt de multe, de mult. Dar și eu fac de mult chestia asta. Exact. Întreb, na, sunt oameni care nu vor să-i trebuie să ne înțelegem, iubita, pentru bună funcționare a relației, trebuie să ne înțelegem. Asta este... Dar nu cred că ați fost împreună dacă exista o treabă. Asta e corect. Exact, asta zic, pentru că... E o mare problemă, pentru că el fiind actor, asta e o chestie de bază a meseriei lui. Da, el chiar trebuie să o înțeleagă. Da, să n-aibă probleme acasă. Nu, că nu la el, sincer, nu la George mă așteptam să fie gelos, mă așteptam la Andreea, că ea e foarte... Nu face așa, nu face așa. Știi că așa în... E geloasă? În, ce faci? Ia uite, mă, să uită în televizor să-și... Dați-i un detaliu cu fusta să-și... Am fusta prea scurt. Nu, nu, nu. Dar niciodată n-am fost geloasă. Tu ești foarte matematic așa în viață. Decât când m-a așelat. Pac aia, nu face aia, nu păi face aia. Păi da, de aici și dronele care îl urmăresc pe el prin oraș. Că e... L-ai văzut și tu? Decât să-și să imaginezi... Când trece George așa de... Să știi că oamenii cred că văd acum adevărata fața cuplului ăstuia, pentru că eu și cred că mulți alții ca mine aveam impresia că Andreea te domină. Mă domine la ce capitol? La gen, știi, te ține sub papuc. Da, Dan, chestia asta cu dominatul. Chestia asta cu dominatul. Am încercat, dar nu prea încape, că e înalt. Nu, ești tu foarte, ți-am zis, foarte matematic. Da, pentru că tu și lumea o cunoaște în general pe Andreea ca fiind o dominatoare. Foarte puternică, da. Însă într-o relație, pentru buna funcționare a relației, trebuie să existe o cale de mijloc. Dacă este ea prea sus, eu prea nebun, nu merge. Eu mă bucur că nu e așa ea. Și că descoper că într-adevăr voi sunteți mișto. Poate e așa în altă parte, dar acasă e ok și asta mă bucură și ne bucură foarte mult. Ea mă ceartă în fiecare zi când pleacă de aici, n-ai pomenit. N-am avut emisiune cu Andreea să nu mă certe după aia. Păi stai puțin, în momentul în care tu investești în ceva, lăudam, Dane. Nici când ziceam că e cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai dansatoare. Foarte simplu. Deci în momentul în care tu investești foarte mult într-un business, păi nu vrei să fie totul bine? Eu dacă fac acum un film, și dau banii din buzunarul meu, dau 10.000 de euro, 50.000 de euro și vin actori, și vin suleti, da, și vin, nu trebuie să fie totul bine? Viața nu e film. Păi eu pierd bani. Poftim? Da, dar nu încheie asta să n-ai înțeles ce spun. Când eu vin aici, am înțeles eu investesc în aparițiile mele și plătesc instrumentii și dansatori și toate alea. Da, și dacă eu n-apuc să-mi cânt momentul și să mi-l fac și noi vorbim alte lucruri decât ceea ce vreau eu să promovez clipuri și așa mai departe. Uite, azi nu vorbesc despre asta, dar zic așa, deci mă enervez fiecare dată când vin aici. Și eu n-apuc să mă promovez și așa, normal că urlu și ca un dragon, știi? Și plec de aici și zic, nu mai vin la Capatos. Trebuie să răzbați și să noi avem o relație toxică. Nu mai vin la Capatos. Și după aia tot la Capatos. La asta se referă. Astea cele mai longevine, știi cum e? Că-și dă seama a doua zi. Bă, Capatos ăla n-a fost, mă, chiar m-a ajutat, mă, n-a fost chiar bun în ziua. Da, da, da. Da, nu, eu știu ce a zis și George și tu, dar o relație de dragoste, repet, nu intră în niște matrice de-astea pragmatice. Știi? Și atunci calculele pe care ți le faci, cum zice, am investit în tine. Bă, da, s-ar putea, că avem suflet tot, știi? S-ar putea să fie investit și să nu iasă investiția. În relație, normal, e altceva. Trebuie să lase fiecare de la el și am mai dat o dată un exemplu și vreau să-l dau și acum. Bunica mea avea, moldoveancă fiind, mi-a zis așa, mă, într-o relație trebuie să existe un bou și o belea. Boul să facă și beleaua să tragă, sau invers. Doar că uneori, de foarte multe ori, trebuie să se schimbe rolurile. Ca dacă vrei să meargă relația bine, dacă nu, tu în dreapta, eu în stânga. Tu ce ai lăsat, George, e foarte simplu. De la tine ca să meargă relația? Poftim? Ce ai lăsat tu de la tine să meargă relația? Păi lași, depinde de moment. Concret, de exemplu, concret, nu știu, tu. De exemplu, dau un exemplu. Dacă am greșit cu ceva sau dacă, nu știu, dacă s-a întâmplat ceva și nu e din cauza mea, numai decât din cauza mea. Dacă ea spune că din cauza mea, o lasă așa să meargă mai departe, pentru că nu e ca și cum se termină lumea. Nu e ca și cum, wow, s-a terminat pământul, s-a rupt ceva. Și tu ce ai lăsat, Andreea? Corect, asta este. Am învățat să las ego-ul deoparte. Înainte aveam foarte mult ego și aduceam ego-ul din business, exact cum mă știți voi, l-aduceam și acasă. Și de multe ori aveam certuri în trecut și în relația anterioară și așa mai departe. Dar am învățat cu vârsta, am depășit 30 de ani, am învățat să las ego-ul la ușă și să las bărbatul din mine, adică businesswoman, Andreea Balan, să las la ușă când vin acasă. Când intri în casă, da. Știi ce mi s-a mai părut mie? Că de când ai născut, oricum te-ai... M-am calmat, da. Da, ești mai zen așa, mai liniștită. E, merg lucrurile bine și personal și profesional. Corect. Și nu, de ce, vorba e, de ce să-ți dai singur cu Tesla în genunchi? Și mie nu-mi place să nu mi-ar plăcea niciodată să am un bărbat pe care să-l domin. Îmi place acasă, pentru că eu destul domin în business. Conduc echipa mea. Asta e, vezi, lumea te cunoaște ca... Da, și fac asta în business. Acasă chiar vreau să mă transform și să fiu dezbrăcată de make-up, de tot și să fiu un copil.
chiar sunt foarte jucăuș acasă și tot timpul ne alintăm și mă alint și îmi place să mă alinte, să-mi fac tot felul de porecle. Stai un pic că mai sunt 15 minute și ne puteți spune chiar mai multe. Până la ora 12. Oricum, avem, așa îi spune noi, un test al mariajului, vedem cât de bine se cunosc cu întrebări interesante, imediat după publicitate. Spune cineva, că mai avem 30 secunde, lui George, stătea foarte bine cu părul scurt, de ce nu l-a lăsat scurt? Nu, este mai bine așa. Pentru că mă pregătesc pentru un rol și vreau și o schimbare. Mă pregătesc pentru un rol și îmi doream foarte mult și o schimbare. Am înțeles. Dar s-a punctat doar răspunsul Andrei. Uită mai bine așa. Da, știi cum e? Lumea nu e mulțumită, ești scurt, nu e bine. Normal, e bine. Da, acum... La noi am spus să... Nimic nu e bine. Să citesc și un, și un mesaj de la trei spectatori. Că eu l-am trimis mesajul ăla. Întotdeauna le mulțumim celor care ne trimit mesaje și trebuie să le satisfacem.